Stimați telespectatori, ne aflăm la Federația Română de Fotbal. Îl avem ca invitat în această seară pe marele jucător Miodrag Belodedic. Eu mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat invitația mea. Sunt să-l salut și în interviul, înaintea interviului pe care îl voi lua. Domnule Belodedic, sunteți unul dintre cei mai mari jucători pe care fotbalul românesc i-a dat vreodată. Și când spun asta, mă gândesc nu numai la cele două trofee, Cupa Campionilor, pe care le-ați cucerit cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, ci și pentru faptul că erați unul dintre cei mai eleganți jucători pe care fotbalul european și mondial l-a dat vreodată. Asta nu o spun numai eu, o spun încă acum cei mai mari specialiști din fotbalul mondial. Și încă o dată de asta vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să-mi acordați acest interviu. Vom începe, bineînțeles, cu fotbalul actual. Suntem în anul în care România va participa la europene. Nu cred că e cazul să facem comparații, generația de aur, generația de argint, generația actuală de fotbaliști din România a realizat, să spunem așa, o performanță importantă, o nouă calificare la un campionat european, turneul final. Cum vedeți dumneavoastră înainte de turneul final, știind și grupa în acest moment, cum vedeți grupa și cum vedeți evoluția României la turneul final? Avem șanse să trecem de grupe? Șanse avem să jucăm. Deci e bine că avem șansa să jucăm și să participăm la campionatul european. Asta e un lucru foarte important. Vă dați seama dacă nu reușeam să mergem, dar suntem la campionatul european și acum încep pregătirile. Discuții, păreri, eu știu... E greu, nu? Atunci când toată lumea încearcă. Dom'le, cel mai greu probabil că e pentru antrenori și pentru jucători, dar cel mai greu e pentru staful tehnic, pentru că, vedeți, apar fel de discuții. Suntem cel puțin 20 de milioane de antrenori și din țară și din afara țării, care își dau cu părerea despre jucătorii care ar trebui selecționați. Dar stafful tehnic e cel care decide cine și cum... Stafful tehnic deja și-au făcut un program, deja o să aibă niște meciuri amicale, nu o să meargă în Turcia, da. Și încet încep să caute jucători, să-i observe, să-i... Era mai simplu, spuneam la începutul interviu să nu facem o comparație, dar probabil era mai simplu din punctul de vedere al unui antrenor în momentul în care ai jucători gen Belodedic, Ilie Dumitrescu, Răducioiu Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu și ceilalți, decât nu așa de nume mari. E mai simplu ca antrenor sau e la fel de complicat? E mai complicat așa. Bun, noi putea să ne vadă acasă la televizor, că noi, unde jucam, în echipele pe care, unde jucam noi... Erau în România și urmăreau mult mai atent. Da, ne puteau urmări în echipele unde jucam, nu? Și jucam. Asta era bine și pentru naționala, și pentru echipa națională, și pentru noi, că jucam. Și acum trebuie să meargă să se deplaseze, să vorbească cu ei. Unii nu joacă, unii sunt... joacă puțin, alții joacă în niște țări care să ajungi acolo e mai greu. Și nici fotbalul nu e la un nivel ridicat și atunci te gândești ce să faci, cum să faci. De asta aș fi luat, cred că ne apui două meciuri sau câte meciuri ale amicale. Da. O să aibă și un stadiu de pregătire foarte, foarte serios, dur, serios, ca să vadă cine și cum rezistă la acolo trebuie la să efort. Acolo trebuie să... Pregătire fizică trebuie să fie foarte... Dumneavoastră a jucat la Steaua București, generația care a dat echipa care a jucat și finala în 89 cu AC Milan, dar și echipa care a jucat Cupa Campionilor împotriva lui FC Barcelona 86. Apoi a jucat și ați câștigat, chiar ați și marcat în acea finală, dacă mi-aduc bine aminte, la penalti împotriva lui Olympique Marseille. Steaua Roșie Belgrad câștigând o nouă Cupa Campionilor Europeni. Sunteți singurul jucător din România care ați ridicat cupa deasupra capului. Ce înseamnă pentru un jucător? Pentru că eu pot să-mi dau cu părerea, colegul meu poate să-și dea cu părerea, oricine poate să-și dea cu părerea. Dumneavoastră sunteți omul care ați ridicat de două ori deasupra capului Cupa Campionilor Europeni. Ce înseamnă
Atunci, în acel moment, ce ați simțit și, bineînțeles, după ani, cum considerați și ce înseamnă aceste performanțe pentru jucători? Păi, să vă spun așa, primul rând, după ani, după mulți ani, tot se mai vorbește și tot se mai amintește și toată lumea se leagă de acele două trofee, cele mai mari trofee. Și în ziua de astăzi, nu? Și poate până la adânci bătrânețe o să-mi aduc aminte și oamenii și eu de aceste două trofee. Aceste două trofee pentru un jucător înseamnă, eu știu, când reușești să le câștigi, plăcerea de a juca îți dă forță de a te antrena, de a te gândi la ceea ce trebuie să faci, la dorință de a face și mai bine. Asta e plăcerea de a juca. Ești uiți de toate, nu mai vrei să fii tot timpul pe teren, vrei să te antrenezi și mai bine, să joci și mai bine. Mai țineți minte echipa lui Steaua Roșie Belgrad? Adică cei jucători mari au mai jucat la dumneavoastră, Prosineschi. Erau cei, hai să spunem, să nu-i spunem pe toți, dar să... Nu pe toți. Vreo 4-5 care au... Care apoi au și plecat la echipe mari, da. Cu contracte foarte bune. Era așa... Iugovici, care era mai în spate, Iugovici, care a jucat la Juventus și a mai câștigat Cupa Campionilor de două odată. Era Mihailovici pe stânga. Care a fost antrenor la Mihailovici, care este antrenor acum la Milan. La Milan. Era Prosineschi, care juca în mijlocul terenului, Savicevici. Incredibil ce echipă. Deci o echipă extraordinară, cu valori extraordinare. Da, unul. Darko Pančev era vârful de atac. Care a dat foarte multe goluri. Păi de-aia aproape și echipa națională. Dacă ne aducem în mine. Aveau jucători foarte, foarte, foarte mulți. Ce lipsește unui jucător? Dumneavoastră ați plecat dintr-un un sătuc. Adică până la urmă ați ajuns să câștigați două. Se poate, asta vreau să spun telespectatorilor. Dintr-o comună ați plecat și ați ajuns la București, la centrul lui Ceafăru. A spins la Steaua București, adică lipsește fotbalului românesc. E clar că lipsește un jucător ca Belo Dedić, da? De ce nu se mai promovează, totuși, eu știu, tinerii jucători, cum erați dumneavoastră? Cum era Marius Lăcătuș, care a debutat la Steaua la fel la o vârstă de destul de fragedă și ținând cont de faptul că nici jucătorii marei stelei atunci nu aveau voie să plece afară. Nu? În momentul acesta, majoritatea liderilor cam pleacă afară și li se poate face loc. Fosta Iugoslavie. Adică dumneavoastră ați intrat în echipă la o vârstă fragedă alături de Bellini, de Dorel Stoica, de Victor Pițurca, de Ian Bumbescu, care a făcut cuplu extraordinar. În fosta Iugoslavie aveau o regulă, nu putea să plece niciun jucător până la 27 de ani, 27-28. Dacă era unul foarte, foarte, îl vindeau la 27 de ani, trebuia să facă și armata obligatoriu, bine, nu chiar... Dar trebuia să facă trecută stagiul militar și nu putea să plece nimeni. De asta avea un campionat puternic și jucau tot timpul în cupele europene. Și, pentru că aveau... Acum, cum se naște, deja e vândut. Da, sunt jucători, chiar vorbeam pe drum cu colegii mei. Sunt mai multe cluburi din România care se gândesc și au colaborări cu cluburi din străinătate. Deci cei din partea Miercurea Ciuc, am înțeles că sunt sponsorizați, mai mult decât sponsorizați, chiar susținuți financiar de Academia Pușcaș din Ungaria. Da. Deci care investește această academie câteva sute de mii de euro anual. Am înțeles că antrenorii au câteva mii de euro pe lună, iar anual ei trebuie să ofere fotbalului din Ungaria copii. Caută talente, și la noi în țară, da. Credeți că poate să facă față un copil la 15-16 ani să plece direct afară? În momentul acesta? Păi, adică e bine să pleci la AC Milan sau să faci ce a făcut Academia Hagi, de exemplu, Gheorghe Hagi, cu copii care să fie promovați în echipa lui și apoi să plece de acolo? Hagi e foarte, foarte bine, așa, dar nu trebuie să fie numai Hagi, că Hagi și el joacă cu niște echipe. Și cu ce echipe joacă? Cu ce echipe joacă Hagi cu copiii lui în
Constanța, nu? Da, n-are practic, și n-are competiție, ceea ce e foarte important, să ai o competiție bună, să ai câteva echipe bune. Povestiți-ne de dumneavoastră, Atletico București, deci ați prins o competiție bună și la copii junior, să înțeleg, pe timpul meu erau competiții foarte bune și aveam și echipe bune. Eu, în locul unde stăteam, este lângă Moldova Nou, Moldova Nou. Deci, aproape de graniță. Da, la Dunăre, acolo unde intră Dunărea în țară, acolo, la, da, aproape de graniță. Pe timpul acela, Moldova Nou a jucat Divizia 2. Deci vă dați seama, Divizia 2 în Moldova Nou. Oravița avea Divizia 3, Reșița avea Divizia 2. Deci erau acolo aproape și puteam să mă duc, dacă nu la una, la alta. Aveau toate echipele, aveau echipe de copii și junior, tineret. Mergeam la Arad, la Timișoara, sâmbătă și jucam duminică dimineața. Deci se putea să se meciuri bune. Deci săptămânal, la fiecare final de săptămână, sigur aveți un meci, asta e ideea. Și cum să nu? Sigur. Nu, că acum exact ce spuneți dumneavoastră, sunt campionate în care sunt 3-4 echipe, se termină 30 de 2-3 ori pe aceleași. Și ne întrebăm de ce, pentru că au dispărut. Moldova Nouă nu mai există, Oravița nu mai există, Reșița când e, când nu e. Acum copilul, eu știu, dacă se naște un copil la mine în sat, unde să meargă să joace? Dar cum s-a întâmplat povestea? Cum s-a întâmplat dumneavoastră? Cum ați ajuns la București? Aceste meciuri ați fost selecționat la Centrul Federației Române de Fotbal. Dar cum? Pentru că să tot vorbești acum, că selecțiile sunt nu știu cum, că se uită, că nu se uită. Uite, Belodenici fără nicio relație, fără nicio pilă, Noi găsim talente, dar nu au posibilitatea, oamenii nu le oferă... Dar cum ați ajuns la București până la urmă? Deci cine a fost o selecție la București și v-a trimis? Păi m-am înscris la fotbal la Moldova Nouă la 15 ani. Când am terminat clasa 8-a, m-am înscris la fotbal. Și... De-abia la 15 ani? Da, la 15 ani. Sunt copii care practic acum la 3-4 ani. Până la 15 ani jucam în satul meu, pe stradă, în școală, pe teren. Și se juca fotbal serios. Numai, acolo ați învățat fotbal. Acolo am învățat cu mingea, nu fotbal, cu mingea. Cu mingea. Acolo eu făceam cu mingea tot ce vroiam și ce nu vroiam. Din cauza repetărilor, în fiecare zi. Câte ori jucați fotbal pe Maidan, să zic? De în fiecare zi. Deci era un antrenament individual extraordinar. Ceea ce în ziua de astăzi trebuie să... Părinte trebuie să pună mâna în buzunar și să-l plătească dacă vrea să-l... Fac antrenament individual. Da. Vedeți ce diferență e? Și cu capul, cu piciorul, cu pase, cu tot felul de dribling-uri și tot felul. Și m-am înscris la fotbal. Și m-au întrebat, dar unde ai mai jucat tu fotbal? Unde ai jucat? Zic, m-am pe stradă cu echipa, aveam și echipă în sat, mergeam și acolo să mă uit, să mai joc cu aia mai mici. Și după nu știu, un an, doi, s-a făcut o selecție aici în București, era domnul Olimp Matescu, care era din București, antrenorul nostru, a venit la o selecție și m-au văzut. Am intrat în echipa, în divizia a doua, ca junior în teren, de vreo 6-7 meciuri am jucat și de acolo... Asta contează foarte mult și junior în teren. Și junior în teren. Și la Divizia 2, nu? La Divizia 2, Liga 2. Am jucat cu UTA Arad, am jucat cu, eu știu, Dacia Orăștie, Satul Mare erau. Na. Și... Nu, dar erau echipe puternice și ca junior în teren chiar e un lucru extraordinar, da. Și m-au văzut și m-au chemat la Luceafă, la 17 ani. Alături de Gabi Balin, de Gheorghe Hagi. Da, era Hagi la o grupă mai mică. Balint era la o grupă mai mare, că era un an mai mare. Și după un an, după ce am împlinit 18 ani, jucând, noi jucam în Divizia 2 pe timp, în Divizia 2, deci echipa 18 ani, aproape sub 18, jucam în Divizia 2. Dă seama ce competiții aveam noi. Eram juniori. Și acum ce competiție de la junior? Juniorii cu cine? Avem așa ceva? Nu mai avem. Deci nici nu se compară. De asta sunteți de acord cu ceea ce cred oamenii de fotbal, că undeva la 15-16 ani la competiția actuală mai bine joci la Liga 3 cel puțin
ca junior decât să joci în conferințele de junior? Bine, da, cei care Liga pot 3-a, să... bun, știți cum e, da, sunt, vârfurile joacă la Liga 3, nu poate să joace toată lumea, tot, da. Să joci cu o echipă de tineri în Liga 3, că sunt 25 de ani, dacă prinzi pe unul 27 de ani, nu poți să... Dar trebuie să, faci, să aibă competiții bune. Deci competiția crește jucătorul, asta competiția e. Fără competiție, n-ai cum să crești, doar din antrenament, asta spuneți. Nu, competiția crește jucătorul, acolo învață să joace fotbal, eu știu, tactic, distanțe, atacuri, unul contra unul, acolo. Da, atunci îți dai seama, întâlnindu-te cu mulți adversari diferiți, da, în joc și așa mai departe. Și trebuie să joace. Și de două ori pe săptămână trebuie să aibă meciuri. Da, e un lucru care lipsește mai ales în orașele mici, cum e Focșani, județul Vrancea, așa cum spuneați dumneavoastră, aveau la un moment dat 4-5 echipe în Liga 3, da. Două în Liga 2, toți copiii care trenau junioratul aveau unde să se ducă cumva, vârfurile treceau la cele două echipe de Liga 2 și atunci puteau să crească. Acum nu mai există nici echipă, nici de Liga 4, nici de... Și atunci când se joace copiii, până nu facem junioratul și unde să ducă, simplu, să duc la București, da, e destul de complicat. Avem copii, avem copii, bine, și copii, nu mai e selecția care a fost înainte, a scăzut foarte mult. Avem copii, dar nu avem școli. Sau avem copii și nu avem echipe. Păi unde să-i dăm să joace fotbal dacă nu avem echipe? Să-l trimitem la 200 de kilometri la Craiova, unde sunt? Sau unde păi n-are cum să meargă, când e mic, cum să meargă? Da, așa e, aveți dreptate, că chiar vorbeam cu cei de la Academia Hagi și chiar vă spuneau și dumnealor că nu au competiția pentru copiii juniori și atunci se gândeau chiar să vină în București să joace. Da, da. Cu copiii. Deci nivelul la juniori cu centrele de excelență, ce părere aveți? E un început, poate nu neapărat. Este un început, începem să... Să așeze lucrurile cât de cât. S-a făcut o selecție, încă nu e o selecție... Cea mai, pentru că sunt cluburi care n-au fost de acord să dea copii, dar eu am început și cei care sunt acolo, e un avantaj, poate să-i depășească pe cei care n-au venit, pentru că au tot ce le trebuie, tot ce le trebuie. Cel mai important, au mâncarea, alimentația e cea mai importantă, au teren frumos, și joacă într-o competiție de un an mai mare. Deci avantaj față de ceilalți foarte bun. Și în 2, 3, 4 ani, dacă se toată lumea are ochii antrenează bine și au jocuri multe, o să crească, sigur. Personal o să crească. Când o să ajungă la 18 ani, o să vedem un... Cum s-a realizat trecând acum din nou la Steaua? Când spuneați că tot vorbim de Steaua 1986. Puteți vorbi și de Steaua 2015, 2016, nu sunt probleme. Credeți la un moment dat că s-ar mai putea cu o investiție? Care ar fi investiția, bugetul, ca eu știu să trecem de Liga Campionilor, de grupe măcar? Nu ne mai gândim acum să mai luăm un trofeu. E complicat. Câți bani trebuie? Adică neapărat trebuie 30 de Steaua mai trece de Liga Campionilor. Intră în grupe. Am intrat în grupe și cu meciuri frumoase, foarte frumoase, acum 3, 4, 5 ani, 6. Erau niște meciuri frumoase, chiar mi-aduc aminte, erau, eu știu, cu turcii, când au intrat cu Valencia, când au câștigat cu Valencia. Când au intrat în grupe, da. Și alte meciuri, dar Steaua mai... Dacă era Steaua din 86, putea să facă față în momentul ăsta? E greu de spus, dar... În fotbalul actual, chiar dacă aveam antrenamentele de astăzi, dacă aveam sală de forță de astăzi, dacă aveam, eu știu, banii de astăzi, dacă... Totul era posibil. Totul era posibil, să intrăm în grupe. Ca să cucerești acum Liga Campionilor e greu. Cum ați venit pe traseu? Când a crezut Steaua? Când ați crezut dumneavoastră în vestiar, colegii de la Steaua, când puteți cuceri pe campionul? După primul meci cu Vaile, s-a discutat la început, eu știu, Pui Iordănescu, Emery Kenny, au spus atunci, domne, mergem la Liga Campionilor să câștigăm? Nu știam noi, nu ne gândeam să câștigăm Liga Campionilor. Noi se gândește așa, de la meci la meci,
sau dacă puțin mai departe se gândește să trecem în primăvară europeană, da. Cum era problema, da. Și atunci așteptam să vedem adversarul care e și... A fost Vaile Ball Club, Ball Club, Honved, cu Honved, Sisi. Buda, da, cu Sisi. Oricum, sunt două meciuri care vor rămâne în istorie, două duble. De fapt, o dublă și finala cu Barcelona. Deci cea cu Anderlecht e de referință. Cu Anderlecht, da, a fost, da. Acasă, aici a... aveam o, eu știu, un început de meci foarte, foarte... Da, primele 15 minute toată lumea știa. Interesant, un pressing care... Nu înțelegea nimeni cum să se face pressing și Nemi ne explica cum, de ce facem noi așa un pressing așa de bun. Zice Nemi, e simplu, pentru că dați drumul repede la minge. Incredibil. De asta faceți un pressing așa de bun, pentru că dați drumul și de sus. Pentru că jucați repede mingea. Dacă n-ați jucat repede mingea și ați luat mingea și ați conduce, ai conduce mingea, te duce și în dreapta și ai ține mingea mult în picior, unul, după aceea pasezi celălalt, iar face 3-4 atingeri, celălalt. Atunci nu aveți cum să faceți pressing, să fiți toți împreună. Atunci unul e acolo, unul e acolo, unul mai... Deci dacă merge mingea repede și echipa merge, și în, sus. Merge și în sus. Când se pierde, sunteți sus. Și... Da, era ceva deosebit pe vremea. Deci asta aceea, numai un care a jucat fotbal poate să explice. Deci dacă vrei să faci pressing sus, trebuie să controlezi mingea. Exact, ce faci și Barcelona, nu? Să joci mingea repede și precis. Și precis, da. Toată lumea se întreabă, domnule, ce simplu pare la televizor văzut după Barcelona. Da. Sau văzut după Steaua, pe verticalizarea pe care o făceau și jocul simplu, între ghilimele, dar foarte bun. Și foarte dificil pentru adversar. Cum reușește Barcelona să joace așa? Cum reușește Barcelona să joace? Pentru că face 15-17 pase. Acum, ziua de asta, să duci și dumneavoastră. E mai greu acum. Au dat la Barcelona, chiar la un curs al antrenorilor în trecut, ne-a arătat Nedan Ionescu 5-0 Barcelona-Real Madrid. La unul dintre goluri făcuseră Barcelona 70 de pase consecutive. 20 și ceva, fac tot timpul ei, 17 și... Jucători de valoare și la Barcelona, de asta spun... Da, au un sistem de copii și juniori, ei nu la copii și juniori, la, eu știu, 7 ani, nu, când are mingea în picior, nu îi spun, du-te singur, urcă, du-te singur, urcă, du-te. Ei îi spun, pasează, că oricum... Tu ca copil și ca fotbalist, nu? Dacă ai liber, te duci spre poartă, dacă ai liber. Dacă ai liber, nu. Dacă ai liber. Dacă n-ai liber, ai mult, atunci trebuie să pasezi. Nu? Noi favorizăm jucătorul. Zice, noi luăm din personalitate și spunem, du-te singur, du-te singur, spre poartă, driblează-ți, du-te. Ei nu. Spun, ați lucrat la Valencia, ați lucrat la Valencia. Și eu la Valencia, la fel. Pas. Deci de vititei, de la cea mai... Pas. Păi nu, și dacă e un jucător ca Messi, de exemplu? Dacă un jucător ca Messi... Cum fac spaniolii? Atunci taci, nu-i spui nimic. Îl mai îndrepți când mai greșești. Când mai greșești, da, când mai greșești. Îl privești și nu-i spui nimic. Nu? Da, e posibil să mai apară genul Messi, foarte dar greu bun, acum să mai apară. Bine, da, da. Genul Hagi, de exemplu, cum zicea și regretatul Biucoși, genul Hagi, da, da. Antrenorul lui. A zis, bă, o lua de la un cap la altul, mai greșea, mai cădea. Și acum aveam copii care, când, eu știu, era un Vână, era Iancu, care era, erau foarte mulți la vârsta lor când veneau la selecționatele noastre, când erau mai mici, 15-16 ani, deci ceva incredibil, luau și... Driblau la echipele tot. Lor, driblau tot și dădeau gol. Și driblau tot și dădeau gol. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat pentru că nu știau să paseze. Și când au crescut, s-au nivelat forțele. Și când trebuia să ridice capul să paseze, el nu. El, sunt foarte mulți jucători care erau cu capul jos și numai ei. Și numai ei. Și odată de două și nu-ți permite nici antrenorul, nici echipa să greșești de 7-8 ori. Nu prea. Tu și mai și primești gol, da, Doamne ferește. Da, tot timpul tu și se strică.
Deci trebuie să știm să pasăm din prima, dacă știm din prima, așa cine... spunea Neemi Belo, dacă vrei să fii un jucător mare, joacă din prima. Atunci ești un jucător mare. Îți vine mingea din prima, dacă pot. Dacă nu, din două. Dar repede. Niciodată să nu te prind că faci mai mult de trei atingeri. Dacă faci 4, 5, 6, 7, s-a terminat jocul echipei. Al tău, atunci se uită toată lumea la tine. Dar echipa și ea se uită la tine. Se oprește și se uită la tine. Cum... Deci din stat, nu e bine să conduci mingea. De la mijlocul în sus, acolo la 30-20 de metri, aia da. Aia poate să încerce să... Dar... Cine v-a învățat să stați cu nou căprioara, mi se spunea. Cum? Cine v-a învățat să stați cu capul numai sus, nu cu capul în pământ, tot pe stradă? Păi tot pe stradă, tot pe stradă. Acolo am învățat tehnica lovirea. Nu, eu vă întreb asta pentru că fotbalul în stradă acum nu mai există, practic, între blocuri, asta, între caramizi, nu mai există echipe, nu mai există fotbalul pe stradă. S-a dus fotbalul. Deci vă dați seama chiar ce... noi vrem să inventăm și federația chiar și felicităm și pe domnul Burleanu și pe dumneavoastră, cei care fotbalul de stradă, noi hai să facem competiții de cartier, dar parcă nu mai au haz, că până la urmă noi competițiile ne făcea dumneavoastră copii. Nu trebuia să vină nimeni să vă spună, Belo, faceți echipă de cartier. Păi nu face federația, asta fac ei singuri, își fac și, bine, în școală cine își face? Profesorul de sport, dacă are unde și dacă are interes, ei, haideți copii, să jucăm un fotbal sau să jucăm un volei sau să jucăm orice. Dar oricum, asta pentru că o să spun, eu știu și o să facem publicitate la această emisiune, copiii trebuie să joace în fiecare zi, asta e ideea. În fiecare zi. Nu există că, domne, că luni, că miercuri, deci în fiecare zi trebuie să joace și cu plăcere. Ei trebuie să fie afară, să stea afară, să își petreacă viața afară. O să-și dea seama când o să fie mai, când o să aibă o vârstă. Atunci îți dai seama, eu acum îmi dau seama ce bine a fost când eram copii, ce posibilitate enormă aveam să stau afară și să joc și să alerg. Da, extraordinar. Și să fie, da, lucruri care lipsesc din păcate acum cu desăvârșire. Asta nu-i numai vina copiilor. Nu, asta e vina celor. Vina tuturor. Celor. S-au inventat și telefoanele și tabletele. Da, și... avem multe... Mult mai multe față de ce aveam noi și dumneavoastră, până la urmă, pentru că ați jucat la nivelul cel mai înalt. Cum a reușit? Adică mă gândeam la Steaua Roșie Belgrad, acum și Actiorul, deci echipe din care, eu știu, nu spuneau mare lucru în Europa. Cum au sistemul sârbii, croații, iugoslavii, până la urmă? Că erau cei mai buni la handball, cei mai buni la basket, cei mai buni la fotbal la un moment dat și chiar și acum. Deci au echipe incredibile. Deci nu au un sistem bine format. Sau când ați ajuns dumneavoastră la Steaua Roșie Belgrad? Că până la urmă ați plecat din țară, nu? Ați fugit în 89. Da, am plecat, n-am fugit. Am plecat. Nu, ați fugit până la urmă, era săturat de comunism, de asta. Deci asta e. Cu pașaport, da. Cum ați ajuns acolo? Deci erați în tratative cu ei, nu? Sau cum? Nu. Mi-am luat pașaportul, am plecat și am fost la rude, că aveam o... Mi s-a dat voie normal, m-am primit pașaportul și... Că noi aveam, mama avea, părinții aveau permis de mic trafic cu fosta Iugoslavia, da. Aveam rude acolo și mergeau la ei, ei veneau la noi și... Eu nu mai aduc aminte. A stat o perioadă, nu? Nu v-a dat drept să jucați. Cât un an? Un an de zile, 10 luni am stat suspendat de UEFA pentru că am schimbat cluburile fără acordul lor. Și nu eram profesioniști pe timpul acela, nu aveam contracte profesioniste pe 2, 3, 5 ani. Am făcut o pauză de aproape un an. Dacă și v-ați antrenat cu ei? Da, cu Steaua Roșie. Da, am fost la ei. Normal că vă știau, adică nu era... Ei mă știau. Ce, domnule, n-avem nevoie de tine, dar antrenează de grijă. N-aveau nevoie de mine. Ei, glumesc, normal că știu. Da, am fost la ei. Și au reușit? Nu, au reușit n-am să vă ia. N-am vorbit nimic dinainte. N-ați vorbit nimic înainte, să zic. Dinainte, n-am vorbit cu absolut nimeni după ce mi-am făcut actele de... Bine, a venit și revoluția, s-a terminat atunci, nu mai era. Probabil că era mai complicat dacă era... Da, nu știu, după un an a venit
Revoluția. Revoluția, da, da, da. După un an a venit Revoluția. Nici în Italia n-ați mai mers atunci la mondiale, că e, da. Oricum, nu? Am înțeles că e, cel puțin așa scria presa de atunci, că Naimi vrea să vă ai un lot. Păi eu eram în lot. Erați în lot. Eu eram în lot. Am jucat două meciuri preliminare cu bulgarii la ei 3-1 și cu, nu știu, grecii aici. Regretați ceva, eu știu, din viața de, în cariera de fotbalist, să spunem așa? Eu știu, mă gândeam de multe ori, dacă, și eu știu, dacă știam că vine Revoluția, nu cred că plecam. Dar n-am știut. Că putea veni campionatul mondial și de acolo putea veni altă posibilitate, altă variantă. Da, se deschideau lucrurile și putea să merge. Dar și așa, ca performanță sportivă, ceea ce aș realiza cu Steaua Roșie Belgrad, o nouă Liga Campionilor, înseamnă enorm pe plan sportiv. Da, da. Am câștigat Liga Campionilor, cu ei am câștigat și Cupa Intercontinentală la Tokyo. Deci aveți totul în palmares. Că da, cu Steaua, da. Din păcate, ați dat gol cu River Plate, dar l-au anulat. Da. A luat Alzamendi. Alzamendi a luat cel mai bun jucător, da. În mod normal că... trebuia să vă dea dumneavoastră. Așa știa presa de atunci și venea și cu o mașină, nu știu care. Era o mașină super. Dacă îmi dădeau, lăsau golul, da. A fost, eu, din ce mi-aduc aminte, el a fost offside, nu? L-a anulat pe motiv de offside? A fost offside, dar mingea mi-a venit de la adversar. Și nu era... Nu și dacă după regulament... Deci vreau să erați în offside, că noi da, eu, nu s-a transmis meciul ăsta. Eu am avut un doi cu piții și am intrat puțin în offside, dar a venit unul și am împins mingea din teren spre portar. A făcut o alunecare și mi-a venit... Păi ce căutați în față? V-a lăsat Naimi dacă a făcut un doi cu noi? Păi n-am mai mergeam și în față așa de... Da, din băgat. Deci atunci aveți și Supercupa Europei, nu? Da, da. E, pe timpul acela aveam meci, jucam în fiecare an Cupa UEFA, Campionilor. Cum era la antrenamentele echipei Steaua? Pentru că s-auzeau foarte multe lucruri că spunea să dați drumul dintr-o singură atingere. Existau sau și acum mai vorbim cu oamenii că la acel măgăruș de 5 contra 2 cine intra cam nu mai ieșea. Aveam un abonat care nu vreau să-l spun acum. Nu știu să se supere dacă... Dar... Deci rămânea... Da, cine intra acolo, era mai greu. De capul lui. Făcea antrenament fizic. Și asta era înainte de antrenament. Mai ieșeam și făceam. Deci era 4 contra 2, 5 contra 2, Steaua, da? Și dintr-o singură atingere era cam o nișcă, deci nu se mai... Ce echipă avea Steaua? Bărbulescu, Bumbescu, Belodelic, Iovan, Stoica, Belini, Majaru, Balin, Pițurcă, Lăcătuș. Bălan, era Bălan, și Petcu la un moment. Da, era Petcu, foarte Fane, mult. Da. Echipă de Ozeu, Weissenbacher, care a jucat mai... Toni, da. Toni. Mai puțin Stângaciu după aceea, după accidentarea lui Ducat, a jucat el în Supercupa, dacă mi-aduc bine aminte, în Supercupa cu Dinamo Kiev, parcă el a jucat în poartă. Sau la Intercontinentală, 100% a jucat. Da. Asta Stângaciu a jucat. La Intercontinentală, da. Deci a fost un grup... Da, fiecare an veneau, mi-aduc aminte, eu când primul antrenament la Steaua, erau pe teren 36 de jucători. 36 de jucători când la primul antrenament pe ce am venit de la Luceafa. Cine a fost omul care a spus, domnule, Belo rămâne? Sau cine v-a adus și cine a zis, domnule, da, presupun păi că antrenorii au fost cei care au decis să rămâneți, nu? Că ei făceau păi ei. A fost... Era și domnul Ion Alexandrescu? Nea Ion Alexandrescu. Acum nu știu, eu jucam la Luceafărul și probabil m-au văzut, m-au urmărit și... Contează și ochiul avea. Nea Toma Costică, care era antrenorul nostru de la echipa națională de la Luceafărul, el era portat la Steaua, nu? Și el tot mă întreba, Belo, dacă unde ți-ar place să joci, cu ce echipă ții tot timpul? Cu Dinamo sau cu Steaua? Zic, neatomă, eu sunt stelist, eu sunt cu Steaua. Mie îmi plăcea foarte mult de Neafane Sameș. Era idolul meu. Aveam săracul poze. Dumnezeu să-l ierte, da. Dumnezeu să-l ierte, da. Aveam poze cu el peste tot. Fundaș, așa, era mai puternic ca mine, dar îmi plăcea de el. Și eu ziceam, la Steaua îmi place mie, la Steaua, și a apărut domnul Olimp Mateescu, antrenor de la Moldova, nu? Care era de aici, pe socului, stătea foarte aproape. Da, e americane era, nu? Nu, sau ați venit când era halagian? Nu. Eu am venit când era domnul Neaduțu Cerneanu
și cu Neanae Pantea erau antrenor atunci când am venit. Nicu Pantea era și cu Cernea. După aceea a apărut Neaemi, Neagica Constantin, puțin și după... Extraordinar, ce Halagean. Oameni de fotbal, ce oameni de fotbal. Gheorghe Constantin, atacant extraordinar la CCA-ul. Neagica Constantin, care îmi spunea Milutinovici. Așa mă striga. Ora Milutinovici. A, dar semănați așa dacă nu zice. Băi, Milutinovici. Și eu, da, măi, Milutinovici, ce faci? Neagica, așa îi spuneam, Neagica. Neagica, eu sunt Belodedici. Lasă Belodedici, ce Belodedici. Tu știi cine era Milutinovici? Știu, Neagica, cum să nu știu cine era Milutinovici? E, cu ăla am jucat eu. Da, și după aceea a apărut în 84. Cam așa, Halagian, parcă la AS Roma 0-0 a fost da, cu AS Roma și cu, da. Da, și după aia... Da, Nea Ion Alexandrescu, el a venit și la mine, la Socol, a apărut în sat, ca să vorbească cu părinții, cu tata, cu... Deci la ce vârstă ați ajuns la Steaua? La 18 ani. Aveau ochi oamenii. Nu e simplu, pe vremea aia, să-i aduci un copil de 18 ani? Da, și el, nu, și să-l aduci la să și joace. Adică a venit la Socol acolo, l-au primit, și singurul care îmi spunea Mile, de la Miodrag, așa mă strigau în sat, Mile. În rest, toată lumea îmi spunea Belo. Și Nea Ion m-a susținut acolo. Conta foarte mult, da, un om extraordinar, un om de fotbal. Da. Am avut onoarea să-l cunosc și eu personal, chiar dacă eram chiar pentru foarte puțin timp, am reușit în momentul acela să-i stau de vorbă cu dumnealui, dar un om deosebit, un om de fotbal, un rar vezi un conducător. Un conducător, așa un om foarte liniștit, nu prea venea doar dacă se avea o problemă și trebuia să coboare de sus, venea la noi, vorbea frumos cu noi, era extraordinar, puteai să fur câte ceva de la... Asta era un lucru foarte important și acum. Noi puteam să furăm de la jucătorii mai în vârstă ceva. Numai să modelele. Puteam să furăm și lucruri negative, că na, aveau și... Dar puteam să luăm și lucruri frumoase, așa cum se... De la un, eu știu, Neafane, Same, de la un Bălăni, de la un Stoica, de la... Jucători că mai experimentați, da. Și care aveau ani de fotbal înaintea dumneavoastră. Da, un club mare. Din păcate, Steaua, citeam zilele astea, cât de mult contează să ai, contează enorm, nu? Pentru echipă. Cum ar fi Steaua, să joci în Ghencea, să ai baza ta. Acum, din păcate, joacă la Mugoșoaia, joacă la Buftea, se antrenează în stânga-ndreapta, e complicat. Îți pierzi identitatea, nu mai știi, domnule, așa dumneavoastră știați, domnule, mă duc în Ghencea, acolo mă duc, acolo mănânc, aveați masă, aveați antrenament, recuperare, meciuri și așa mai departe. Da, sunt lucruri importante. Care... La Valencia cum a fost? Greu. Păi greu, în Spania erau mai greu. Da, erau echipe mai bune, erau cu Valencia, chiar când am ajuns eu acolo, Gus Hiddink m-a adus în Valencia. El mă vroia să... Tot ca libero. Și am jucat un an și după aceea sau libero a dispărut. A dispărut. Cum a dispărut și jocul cu portarul, ca să știi, dai la portar și putea să oprină. Da, a dispărut. Și a dispărut libero și... După aia m-am reprofilat în linie. Era o schimbare asta mi-aduc aminte. Valencia... A jucat. Am jucat. Am avut și... Deci am jucat 2 ani în UEFA. 2 ani în UEFA, deci am terminat locul 3-4. Da, echipă bună. După aia a venit și Adrian Lie după dumneavoastră, a prins o finală 2 de Liga Campionilor. Ați rămas și la copii junior, nu? Parcă ați antrenat, asta știu, la Valencia. Nu la clubul Valencia, nu la clubul, la altă. Era un club o școală privată.
Deci pe ce pun bază ei, în primul rând, pe educație, nu? Asta e foarte important. Mai ales când la acei mici jocuri cu mingea. Cel mai important lucru e mingea, ca să stăpânești mingea. Asta trebuie, nu... Nu alergări, jocuri cu mingea. Ca jocuri ei să, mingea, da, ca să aibă controlul asupra balonului, că degeaba alergi. Degeaba vrei să joci fotbal dacă tu ești cu capul jos și nu poți să oprezi... supre ei bine și când astea sunt timpurile astea. Ridica capul, da. Să spunem în fotbal că înainte de a primi mingea tu trebuie să ai 2-3 soluții. Ei, asta, da, asta înțeleg și eu și ei înțeleg, dar poți să o faci? Dar când ești practic acolo, când ești acolo e greu. Cine v-a pus cel mai, cele mai mari probleme așa de ca adversar direct sau eu știu, a fost adversar care a fost puternic, rapid. La noi în campionat era, uite, mi-aduc aminte de Dinamo, nu? Cu Dinamo, cu Camin, cu Cămătaru, cu ce probleme aveam cu Bumbescu și nu numai eu, Bumbescu avea probleme, el era da, direct. Da, el era direct adversar, da. La dumneavoastră veneați la dublaj. Și eu știu, erau Craiova, să nu mai vorbesc de Craiova, era când am început să joc la Steaua, am pierdut odată 4-1 cu Craiova la ei, deci era Cârțul, Negrilă, da, Tilicoi, aveau și echipa. Aveau Cicleanu, ne-au... Echipe bune, erau echipe bune, din păcate, da, probabil, credeți în fotbalul românesc, eu zic că fiecare fotbal, fiecare... Există o perioadă, eu știu, de decădere. Asta mă gândesc și eu. Este o perioadă grea și o perioadă care... Să spunem că această calificare a echipei României poate să ne aducă din nou pe linia de plutire. Exact cum s-a întâmplat cu Halep, da? Simona Halep la tenis de toată lumea, toți copiii, toate fetițele, cel puțin în Focșani, toate fetițele mă duc la tenis, s-a creat acea emulație datorită unei performanțe, unei fete care a plecat de jos, Simona Halep. Nu mai vorbesc eu când eram copil, vă spun la modul sincer, pe Maidan, unde jucam, când erați dumneavoastră, pur și simplu ne scriam Belodedici, pe tricou, Hagi, Pițurcă, Blăcătuși, ne scriam cum puteam și noi, adică și n-aveam tricouri. Și noi pe timpul nostru la fel. Și eu puneam și eu Sameș, și eu pe timpul meu, sau când eram și fan Steaua Roșie Belgrad, că la noi se vedeau meciurile, sârbii, da, meciurile lor naționala. A, și știa jucătoria ai lor? Știam, eu de la Steaua Roșie. Deci, pe toate tricourile? Jucam și ne puneam tricou și scriam la mingea, mingea e la... Nu știu, care, la Sameș. Cu Sameș, la... Sușici, cu... cu toți... Da, da, și vedeți, asta e important pentru un copil. Pe moment nu zici, dar după... După îți dai seama, după îți dai seama că e bine că ai avut așa ceva. Acum, dacă nu ai... Nu știi ce înseamnă. Da, totul pleacă de la competiție și de la rezultate. Trebuie să zici și rezultatele. Pentru că dacă n-ai rezultate, să umple stadionul exact ce spuneați dumneavoastră. Cu Valencia au umplut stadionul, cu Chelsea. Da, rezultatele vin mai puțin mai târziu, nu? Când imediat. Acum ne scoatem ochii. Cât de, din punctul dumneavoastră, ca experiența pe care o aveți și la federație și ca antrenor și ca jucător, cât de mult contează rezultatele imediate la copii și juniori? Nu contează rezultatele la copii și juniori. Nu. Nici, nu, nicio treabă cu rezultatele. Singură, oricine vrea și dacă jucăm noi și, eu știu, orice copil vrea să câștige. Bun, cum îi explicăm noi? Să întâlnesc două echipe de copii și de copii, da? De 7 ani, de 8 ani, da? Normal, unii pierd, unii câștigă, unii egal și așa mai departe. Cum poți să-i explici? Pentru că vin părinții, trag de copil, ai bun, făcut, să-i, ai, să-i, chiar să-i poate punem să pe mai părinți duri undeva mai, mai departe de... De ideea noastră, de a antrenorului. Și dacă pierd, oricum o să plângă. Și dacă, și dacă antrenorul vine și îi ceartă, bă, ați pierdut, ce ați făcut? Că, na. Și dacă nu îi ceartă, ei, la fel, o să plângă, o să se bucure dacă câștigă. Așa că mai bine, dacă nu vrem rezultatul, păi antrenorul nici nu trebuie să eu știu, să pomenească rezultatul. Părintele, nici o treabă, să după meci îl ia și îl pupă și să vorbește de altceva, nu de uite ce bine ai jucat,
foarte bine, ăla, ce ăla poștă a jucat, ăla, ăla, ăla. Asta sunt lucrurile foarte, foarte negative pentru un copil. Pentru că asta dumneavoastră sau mie nu le-a spus nimeni. Eu am trecut dacă prin asta. Dacă la 15 ani ziceți că v-ați apucat de fotbal, nu? Eu am trecut prin asta și pe mine m-a lăudat tata când am început la Moldova. Bravo, ce bine a jucat, nu știu ce, i-a bătut, și mergea cu mașina și eu stăteam în spate și bravo, ce, dar ăla n-a dat, sau când m-a certat, ce slab, v-au bătut ăștia, păi voi ce, și stăteam acolo, abia așteptam să mă dau jos din mașina și să plec, să nu mai, să nu mai stau, că nu-mi plăcea, nici când mă lăuda, dar nici când mă certa, mă ținea mie. Parcă dumneavoastră nu vrea să jucați. Dumneavoastră, eu vreau să am dat tot ce a fost mai trebuie lăsat în pace, să se manifeste, să-și descopere el. Să joace din plăcere, asta da. Nu... Din plăcere, din... Nu. Oricum, toată lumea vrea să câștige. Bun, dar nu trebuie să-i spunem. Imediat, da, trebuie să-i spunem. O să facem din asta țelul principal. Dumnezeu, trebuie să câștigăm orice, orice. Când merge. Ajunge la un nivel mai, eu știu... Mai ridicat, atunci se uite la... Ești contractul să se vrează. Contractul, apar și bani, deja se schimbă gândirea. E altceva. Deja ți-e greu la antrenament, dar trebuie să te duci că ai semnat un contract și primești bani. Când vă e dor de un meci cu stadionul plin? Pe Ghencea sau... Noapte, așa vă mai gândiți când... Eu, da, bine. Sau dimineața, sau, eu știu, domnule, mi-ar plăcea să... Mă mai gândesc când vin să urmăresc pe Steaua și Națională când joacă și auz spectatorii și... Ne gândim de multe ori, chiar stăteam lângă Balint și zicea, wow, Belu, dacă aveam noi stadion din ăsta mare, îți dai seama când jucam... În cupele, Cupa Campionilor și se umplea stadionul și acum la Arena Națională se aude acum când încep să știi, se aude mult și bine. Ghencea era mai deschisă și nu prea. Dar oricum, se făcea atmosferă frumoasă și la Steaua. Da, da. Adică s-a auzea, dar asta are acustică extraordinară, numai dacă a cipat 2-3 sau de 50-55 de mii. Chiar mai știți ceva? S-a dat drumul la teren, la UIS-ul cu asta, au rezolvat sau... Că ar fi păcat, mai ales că vom organiza și camionul. O să se dea drumul, sigur. Chiar vorbeam cu colegul meu, văd câte intrări, câte ieșiri, câte alea, dă-le, Doamne, iată, că parcă ar fi prea severitate maximă. Să trebuiască să dea drumul cât mai repede. Da. Acum mai avem... La final de interviu, domnule Belodenici, e clar că discuția cu dumneavoastră se poate purta pe zile întregi, aveți amintiri, aveți lucruri pe care puteți să le povestiți ore în șir. Noi vă mulțumim foarte mult în primul rând, dar aveți ultimul cuvânt al interviului și vă rugăm frumos să ne spuneți câteva cuvinte pentru telespectatorii din Focșani și județul Vrancea, care cu siguranță ne urmăresc emisiunea și vă urmăresc și pe dumneavoastră. Și contează foarte mult ca Miodrag Belodenici să adreseze câteva cuvinte iubitorilor de fotbal. Păi acum, nu știu, acum 3 săptămâni. Ați fost la Focșani, da. La Focșani. Dar unul mai contează. Ați fost de multe ori la Focșani. Am participat la niște turnee așa de copilași. Am fost și la turnee, am participat și eu jucând în teren. Și m-am simțit foarte bine tot timpul, mi-aduc aminte că venea câte 1-2 ziariști ca să ziariști la un interviu, autografe sunt tot timpul. Asta e un lucru extraordinar, că sunteți un om bun, domnul Belodenici. Nu, adică niciodată n-ați refuzat niciun copil. Comportamentul este un fel, al meu este popular, cum mi-a zis adică v-am urmărit. Toți copiii erau la coadă la un moment dat, acum vreo 3-4-5 ani, când v-am invitat la un turneu la mine și chiar... Erau copilași, Belo, te rog, bă, niciunul nu a refuzat. Nici eu, mă opresc acolo și stau până la termin cu toți. Și nici eu nu pot să înțeleg de ce vin copii, că nu mă cunosc. Au auzit. Au auzit, poate antrenorii sau părinți. Băi, vezi că vine Belodenici care a câștigat, a jucat. Unii nici nu știu cum mă cheamă. Mai bine ați venit, domnul Gabi Balint. Zice, Beloni, nu? Beloni. Păi ce să vă spun, să vă... Încă să vă salut și eu cred că sigur o să ne mai vedem la Focșani, avem și prieteni acolo,
Totu-i, sunteți, totu-i... stați bine, foarte bine cu... Cu vinul. Cu vinul. Dar nu stăm bine cu... Cu fotbalul, asta cu fotbalul, nu, chiar cu, mulți nu stau bine cu fotbalul. Da, asta foarte e, multe asta județe, e, unde județe... nu este nimic, nimic. Județe unde nu este absolut nimic. Deci absolut nimic, dar asta e o mare problemă. Adică e diferență uriașă între zonele din București sau aia și partea Moldovei, unde sunt două echipe, ai la campionat. Deci nu, e complicat, da? Asta e, sperăm să se rezolve, sperăm ca... Și cu ocazia asta apară... vreau să spun pentru dumneavoastră acolo în Focșan, că am văzut că aveți multe, da, că aveți câteva inițiative de copii să și juniori, niște turnee. De asta v-am întrebat, pentru că noi ne lovim de lucrul ăsta. Noi facem și săptămâna viitoare și peste două săptămâni, trei săptămâni la rând. Și chiar vă invit acum, dacă timpul vă permite, să ajungeți doar turnee de o zi, câteva meciuri pentru copii, pentru că la fel ne gândim cheltuielile să fie din ce în ce, adică mai mici. Îl chem pe om, trei zile cazare, masă, da, e complicat. Azi, domnule, face dimineața până seara un turneu, joacă, eu știu, copii, e emulație și putem să facem. Pentru că toată lumea se lovește de dorința părinților de a reuși imediat. De asta v-am întrebat pe dumneavoastră, să vă audă pe dumneavoastră, care a jucat la nivel înalt. Dom'le, e complicat un copil acum la 7-8 ani să-l și vezi fotbal, că îl și văd Messi. Hai să facem, hai să degem. E complicat. Da, pentru că am dat, ei joacă mini-fotbal, asta nu înțeleg. Și asta am învățat-o și de la dumneavoastră acum în interviu și ne-a spus, le lăsați copiii să joace. Ca să evaluezi un sportiv, ca să evaluezi un sportiv, asta nu înseamnă după 2, 3, 5 ani, meciul după... Ca să-l evaluezi și comportamentul lui personal și în joc și tot. Trebuie o perioadă lungă. Nu poți să zici că e foarte bun, uite, poate să joace în fiecare duminică bine, dar la un moment dat trebuie să, nu poți să-l... Să nu fie și dezamăgirea unei. După aceea dispare, se îndrăgostește și... sau eu știu, dispare și zici, mă, dar ce bine, ce talentat exact era. De... Nu, lasă-l să... Și trebuie să-l ajutăm, nu nici prin laude, dar să învățăm lucrurile corecte. În primul rând trebuie respectul ăla față de... Asta e cel mai important. Respectul ăla, să simtă respectul față de un jucător mai în vârstă. Cum aveam noi. Respectul e cel mai important. Și față de când ți-ai transvestiat, cine era șeful vestiar la Steaua? Lăcătuș, el era cu... Lăcătuș era când cu... Era la banii. Gura, era, am avut un interviu cu el și a zis, am înțeles că... Păi când era greu, ci că săream, dați-ne banii, dați-ne primele, dați-ne... El era mai... mai era agresiv, așa, și... Gata, să vină banii la cacerii. Și domnul, cum îl chema, generalul... Oțele. Ilie Ceaușescu, când venea la noi și ne țineau... Pe Lăcătuș îl întreba. Zice, Lăcătuș e bine? Prima e bună? Da, tovarășul general, sau nu tovarășul general, că mai trebuie... Deci el era așa un copil mai năzdrăvan, așa, jucător bun. Da, cum să nu. A, deci Valentin Ceaușescu? Și Valentin Ceaușescu. Venea la vestiar? Da. Nu în vestiar, nu venea jos în vestiar, sus, când mai aveam o ședință. Dar era tot așa, puțin liniștit, atent cu nu? Noi și din dorința de a ne ajuta, mai nu venea în ședințe. Pe hol, acolo... Era prieten cu Tudorel Stoica. Stoica, da. Știu că am fost și eu când s-au împlinit 15 ani de la finala Cupei Campionilor, era și nenea Cristi Țopescu, s-au făcut la sala rondă la Intercontinental. Da, da. Nu mai știu dacă ați fost atunci, mi se pare că erați în Mexic, jucați. Nu era. Da, și, Valentin vine în fiecare an. Și era acolo, am eu caseta de atunci. Bine, atunci nu stătea, era după revoluție, era 91, erau 15 ani și... Da. N-a acordat niciun interviu la nimeni. Venise Teoharie Coca-Cosma, cel care comentase meciul, că nu mai știa lumea. Bă, cine a comentat meciul? Că era Cristi Topescu, n-avea voie și așa mai departe. Dar a fost ok, a fost... Nu, ne-au învățat lucruri frumoase, niște idei așa și Neemi avea toate astea. Pe timpul acela nu prea înțelegeam noi mai tineri așa... Dar ne spunea niște lucruri de care
ne spunea, ne-a spus un lucru extraordinar, care zice, măi băieți, jucam meciuri și toată lumea vrea să ne bată Steaua, na, când unde se prezintă Steaua, tot se concentrare maximă și dacă putem să-i învingem, se spunea, aveți grijă, că o să joace ca agresiv, că nu știu ce. Da, bun, dacă se întâmplă, să pierdem, că putem și să pierdem, dacă, să mergem și să dăm mâna cu adversarul. Că zic că, nu, că numai viteazul își recunoaște înfrângerea, domnul niciodată nu o să. Viteazul, când pierde, întinde mâna. Asta e grea, ziceam, Balin, zice pe el, tu vă înțelegi? Păi da, când pierd, mă duc să dau mâna cu adversarul. Pe cum să faci, mă? Asta e... Nu, și acum dacă acum te gândești... Da. Asta acum dacă te gândești, nu prea vezi după un meci, orice echipă. Să nu mai vine mie să se ducă jucătorii cu... să întindă mâna. Asta e... asta e, așa se... Asta e educație. Respectul și educația. Asta e educația. Câteodată nu-ți convine că să dai mâna cu el, dar te duci și strângi mâna și te vezi de treabă. Data viitoare, în rețetă... O să te simți mai încolo, o să te simți mai puternic și mai bine. Da. Trebuie să faci ca să... Lucruri frumoase. Mare pedagog, mare antrenor de americane, da, împreună cu Iordănescu au creat atunci da, un... Da, Puiu, care era cu biciu pe noi. Da. A fost frumos și finala Cupei Campionilor. A intrat și Iordănescu atunci când a lipsit Dudor Stoica pe final. A fost frumos. Ca a surprins pe toată lumea. Nimeni nu știe. Nu, Steaua putea să fie o echipă mai... Acum, nu știu. Dar Steaua a dus Steagul. A avut o perioadă, 5-6 ani. Și după noi, când a apărut Didi Prodan cu Panduru, cu Gâlcă, cu... Și atunci a avut perioade frumoase, meciuri extraordinare. Da. Mulțumim foarte mult pentru interviu. Vă așteptăm la Focșani cât mai curând. Invitația a fost făcută, vom discuta după interviu, că și cum. Mulțumesc încă o dată, vă strâng mâna. Mi-o drag să vă în direct pentru Atlas TV. Vă mulțumim încă o dată de aici, de la Federația Română de Fotbal. Laurențiu Muscalu și Mio Drag Belodedici vă salută și ne revedem cât de curând.